Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LKT pentru o mega reducere. Salutare, prieteni mei, Jajus Standi, sălbaticul de când am ajuns acasă de la cafea să ne nebunește cu problemele sale de la mobilă. Suntem aici alături de Bercică și de... și de sălbaticul... Nu-s morță, mătina. N-a cozise. Nici nu începurăm bine episodul. Apăsați domnul de like și nu uitați să vă dați unsubscribe de la canale dacă nu mai vreți să vă uitați la clipurile noastre. Păi bine, că mai mult ne încurcați. Păi, pe bune, bă, zice lumea. Voi plecară fără mine, vere. Bă, ce faci, mă, sălbaticule? Bă, stai, e așa. Dar trebuie să-i că-mi dă crash OBS-ul, bă, stai. Las, cred că filmăm și fără tine, stai tu liniștit. Am ieșit, ce facem aici? Cred că pe aici. Deci... Da, ce mi se mișcă așa bine? Bă, nu știu, că și mie mi se mișcă bine. Astăzi să știți că eu am luat parcururile, așa că e posibil să fi dat vreun fail cu vreunul neapărat, că na, le-am luat singur pe toate, că băieții n-au avut chef astăzi să contribuie la aceste parcururi, așa că să nu vă plângeți, bă. Dar mă luai de la Rockstar, le zi, fără mișto, pădați eu, bă, dreacu, de aici. Le vorbi urât. Ce-mi pui tu? Bercică, e sus și de sus trebuie să sari, ca șmecherul. Ăsta în secțiunea de comentarii a lui zicea că, vezi, doamne, că e un parcur lung, acum vedem. Va fi un parcurs lung sau dacă e ușor. Are 40 de secunde. Dar mie mi-e că e de la pe sus, pe rest, pe ăștia. Bă, cred că o să fie. Chestia e că am băgat non-contact, că la unul sigur dintre ele a zis că să nu cumva să facem pe non-contact, pe contact și nu mai știu care. Așa că le facem pe toate, ca să înțelegi. E bine că ai reținut. Păi da, bă, bravo, că din 5 parcururi eu o să stau să le iau, să le rețin, să le alea, să te leargă de vază. Gata, frate, pornim și eu. Abia acum plecăm în cața școiul tău. Tot acum plecași? Nu. Dar mai ieși de două ori să fac asta că... Salut, e... Mișcură și șecați pe lângă. O, prietenul meu, Freecrawler, cum se poate așa ceva? Dar nu știu, bă, cum se nimerește. Nu știu, bă, cum se nimerește, bă. Zici că vrusei să iau Freecrawler astăzi. Bă, nu știu, dar e cam mașina ta. Bă, mie mi-a plăcut foarte mult. Am chiar un clip care zic cu jeepul pe nu știu unde și are o grămadă de vizualizări. Chiar cu acest Freecrawler. Avea, acum nu mai e nicio șansă să mă vezi. Păi are încă, că nu l-am șters. Păi da, are, corect. Dar nu o să mai fie un al doilea. Păi normal că nu o să mai fie încă unul. N-ai de unde să știi. Bă, da, chiar că clipul numărul 2 cu am râs, cu sălbatic, cu ăla, cu prinsele, o avea, că nu m-am mai uitat la el. Nu știu. Da, le-a da, făcut timp, oricum, să câte, știi. Câte văd că am în 48 de ore, nu cred că s-a schimbat ceva. Ua, da. Ce Freecrawler nebun. Nu, hai, lelumă. Bine, lelumă. Zice și voi, bravo, lelumă. Amice? Băi, lelumă. Da, eu nu vreau să-i zic bravo, băi, lelumă, na. De ce? Fie de așa. Bun. Păi chiar așa, da, mereu sunt, să... Dar sunt foarte bun. Hai că e ușor, bă, parcursul ăsta. Să vreți se... să ne... Vreți să ne angajăm chelner pe la vreo cafenea? Da, bă, eu vreau. Să știi că ar fi o experiență. Bă, gagici alea, mamă, dacă îți dau... Dacă îți dau 2 lei ciubuc, înseamnă că te iubesc. Dacă e să mă las de YouTube acum... Te faci și chelneră? Nu, frate, îmi încep cariera în culturism. Da. Am vrut să zic că toate șansele la Amicu sunt... Amice, toți am plecat de undeva, chiar este vârsta perfectă de a te apuca de culturism. Bă, tu stai un pic, vrei să te apuci de culturism, să dai sfaturi sau să te apuci tu? Nu, mă, să concurezi! Păi da, chiar mă întrebam de ce nu ți-a venit gândul ăsta mai devreme un pic. Arnold avea șorici când s-a apucat. Nu e bine să-mi faci prea devreme. A văzut el acum, sălbaticule, că nu e bine prea devreme și și-a justificat de ce arată el așa. Și că undeva la 30 de ani este bine să-l practice. Păi nu, că am mai înțeles, Amice... Gen am mai înțeles că au fost și fotbaliști care au ajuns printre cei mai mari la 20 de ani. Nu mai pot să că am picioarele, le-am vai de mama lor. În rest, stai bine pe tot. Picioarele erau la tine problema. Au fost antrenori pe la de fotbal. Păi antrenorii mei, încotro trebuie să mergem aici, că eu nu-mi dau seama. Bă, nu știu, că... Ete acolo e un semn pe care scrie Măta. Faci păi ia, hai, du-te tu, hai. Hai, du-te tu la Măta, hai. Crezi că eu glumesc? Aici? Ia uite, mă, ce șmecherie. Ia, bă, mă, de unde știu? Kruger. E Krieger, băi. Așa e trebuie, Kruger. Amice, mersi, mă... Poate să fac, amice. Mă ajutași. Bă, e ce vrăjeala ai în tine. Da, nu cred că e pe acolo, bă. Bă, dar de ce mi se mișcă atât de bine filmarea? Nu știu, amice, ce nu știu, amice, cred că ești prea deștept. De la calculatorul ăla și la banii mulți pe care ai investit. Cel puțin 2 milioane. Ce ai investit, mă, că încă n-ai cumpărat nimic? Cum adică încă n-am cumpărat? Vă, momentan eu am investit mai mult ca tine. Păi, unde ai investit, mă, tu mai mult decât nebunești? Mi-ai dat 1000 de euro doar pe web, ești prost.
A, păi și ăla e singura investiție de ai făcut-o știu. Care 1000 de euro, bă, și nu vreo 1000 de euro, 1000 de euro și 50 de milioane, bă, pijatule. Tastaturi și mouse-uri și alea pe înainte? Nu se mai pun. Băi, cârnatule, care 1000 de euro, 1000 de euro și 50 de milioane, bă. Dar cât a fost, mă? Care, mă, a fost 26 camera? 1000 de euro. Așa? Și trepiedul încă 26 de milioane. Și trepiedul a mai fost și ăla vreo 2-3 milioane. Cât de milioane trepiedul, mă, animalule, că e 80 de lei. Nu e 80 de lei, bă. Al tău e 80 de lei, că l-ai pe ăla scurtul, ăla micu, fragil. 2 milioane cu 8 milioane, Camlin cu 10, cu 26, 36, cel puțin 1000 de euro. Așa, păi stai puțin, și ce mai punem, dacă ce mai punem, pun ia. Și ăla de la baterie, o dată, mai ăla pun... a fost 1 milion sau 2, cât a fost? Vreo 2. Dacă mai pun și transportul, tot la 40 sunt. Atunci era euro, nu era așa scump? Deci aproape ăla, 1000 de euro. Că n-a mai fost euro 4 lei de 30 de zile. A fost 4,50, 4,60 atunci. Da, amice, da. Da, amice, ai dreptate. Amice, tu ești numai bani. Acum am luat VR de 23 de milioane. Ce comentezi? Așa, amice, la VR-ul și cu ăla. Ce? Vezi că tu calculatoarele nu poți să le pui la investiții, amice. Dar de ce, frate? De ce sunt păi cum, frate? Le-ai primit, frate? Nu mă interesează. A, păi și primește, frate, și... Ia. Păi nu, dar ai dat tu bani, bă, ai dat tu bani din bucă. Ia tu și ia unul și eu ți-l contorizez, băi, ca și bă, ai dat tu, uite, am luat unul de la legumă. A? De ce nu mi-l pui ca... Păi bine ai zis că l-ai luat. Păi nu, l-am luat de la el, da, așa. Așa, da. De ce nu mi-l pui ca investiție, ia? În care bani să-mi dea? Pentru că ți l-a dat înainte să te apuci, când erai un nimeni. Așa, păi și asta înseamnă că ce? Păi nu l-am primit pe ăsta când eram un nimeni. Păi și ce s-a schimbat păi atunci? Da, dar l-ai primit, nu? A? Ce s-a schimbat de atunci? Păi da, bă, nebunule, pe stai ești. Puțin că contează în primul rând că tu ai făcut ceva până pentru acest calculator. Eu am făcut da? Ceva în schimbul lui, tu... Păi și eu. Ce YouTube. A? YouTube. Bă, pentru ăla care ți l-a dat. Pentru legumă? Nu mai pot să spun acum pe video ce a făcut. Păi nu e frate meu? Ce ai făcut? Așa și dacă e frate păi de l-am ajutat în tot ce a avut el nevoie. Mai știu eu unul de ce bun până la mare. Păi ce, păi, camera lui. Bravo. Bravo, băi, le lumă. Aha. Aoleu. Acum ia da, acum ai investit și așa, și așa stă în față. Vreau bă, dar sunt retardat. Dar nu ce tu că ai investit mai mult decât mine. Lectură. Ba da, amice, că tu n-ai investit. Ai ideea. Amice, am luat două camere deci. Pe care am plătit 60 de milioane doar pe două bă, camere. Dacă pun și GoPro, unul are, primul are 960K băieții de vizualizări de prinser, iar al doilea are 100... Cât? 100K are al doilea. Bă, tot e bine. Că se mai duce în timp. Să nu te aud. Aha. Salut, băieții. Zice el mie că a băgat el bani. Ce bani ai băgat, mă, tu, că am băgat, bă, spre deosebire pe ăsta, bă, că oricum la mine e o diferență de și de bani făcuți. Hai să facem pe procent atunci. Câți bani din cât am câștigat am băgat eu și câți bani din cât am câștigat? Banca lumea din prima, băi! Păi stai, bă, bă, prietene, tu ai făcut... Bă, nu vreau să-mi dau drumul la gură. Că într-o lună de zile ți-ai scos toată investiția ta de 5 ani. Păi și atunci ce dracu comentezi? 5 ani ești nebun. Bă, o, bă, păi da, bă, dar i-ai scos într-o lună, nebunule. Bă, eu nu știu despre ce voi vorbiți aici, așa că lăsați-mă în cioaca mea în pace, vă rog. Păi hai să facem, frate, pe procente, nu pe bani. Pe hai procente? Dar hai ce suntem noi aici, bă, lupul de pe Wall Street? Ce procente? Ia uite ce mai asta, nu, da, cu Pitagora, cu tale. Aia doi galbeni ai văduvei și alta e să dai de la Cezar. Cu periș, fii atent. Tata galbenii văduvei, punguța cu doi bani. Păi chiar și așa. Cocoșul sau cum era? Ce cocoș, băi? Să ne întoarcem înapoi. Wow! Bă, salut, băi. Bă, du-te, bă, în mapții lui. Unde trebuia să ne ducem aici? Sunt mândru de mine. What? Stai, ce? Da, du-te, dracu. Aaaa, m-am prins. Trebuie să mergem cu spa. Hai, băi, ești nesimțit. Dă-te. What? Bă, tu... Ce făcut, amigos? Aaa, ce dobitoc sunt. Te-ai mințit, a? Ce dobitoc ești care sunt. Bă, da, mă, tot invită ăla, dă-te... Cine te tot invită, mă? În jură, în jură. Te un retardat. Amicul investitorul. Bă, mamă, chiar că nu, nu, mi-am mintit, te rog frumos. Bă, chiar că. Bă, eu nu, bă, am făcut pe la cruce pe ei. Și eu. Amice, eu mă întorc în cel puțin 20 de ani. Bă!
Da, pă da pe bune acum, de acum 20 de ani să nebunesc dacă nu iau pe la copii. Mami, și de aici trebuie să-i dăm talpă. Dacă nu ia la copii o bombă. Dă-i talpă. Ia uite bă ce șmecherie, bă, ești nebun. Aha, salut! Nu, nu, nu! Nu luași? Nu, că mă arunc strâmb. Salut, băi. Dacă voi strâmbă. Salut, băile lumă. Zici tu bravo, băile lumă. Aha. Ce râdea Florin. Că i-am zis eu lui copilul ăla de ne jucam CS-ul ăla de penultimul rang. A. Că i-am zis eu să-mi zică bravo, băi, le lumă. Le lumă. Și mi-a zis legumă și i-am zis, băi, le lumă, permis să vorbești așa cu... Ce-i drept? El n-a făcut 7 ani de YouTube să vină unul să-i zică bravo, băi, le lumă. Ei, da, se zice le lumă, nu le... Să ne se respectăm. Ce totuși. Că n-am fiert fasuiul împreună, da? Păi da, uite, trecuia amicus. Mamă, și acum înapoi. Amicul a cam fiert împreună. Fiert încă din prima mă duc acum, că cât de bine învățai să joc. Cât de bine învățai să joci, domnule Lumă. Foarte bine, uite, m-a văzut și amice. Iată, nici nu mă opresc. Ești nebun. Deci trecui, de fiecare dată, nici aici nu mă opresc, nu mă opri. Wow. No, n-ai cum cu mine, deci n-ai cum. Vreau să lasă parcurs de 11 minute. Da? Da. Grăsease? Bravo, Lelu. De 11 minute. N-are cum să de 11 minute. Bă, mă aveți 10 secunde. Găsește-i o șansă. Cu măricil de ăsta. Vezi? Păi tu coafă ăsta, gata. Da, bă, mă coafă repede, tu te coafează. Așa mi se pare. A, tu ași din gură că te coafă bine. Te coafă bine. Pe 15 minute e coafat. Păi și ăsta e 15 minute. Ce? Ăsta e 15 minute, băi, frate. 15 minute și mai 40 de champ point-uri. Care 40 de champ point-uri, băi, champ point? Păi și intro și outro, păi tu ai deja 12 minute și ceva. Păi ești nesimțit, am 12 minute pe filmare fix, uite, 11 minute 50, acum să fac 12, cât de curând. Bă, e vina noastră, frate, când faci un intro scurt. Păi da, e vina mea că domnul sălbaticuțul ăsta nu e cu minte? Cuțu? Ce făcui eu? Sălbaticuțu. Cuțu. Sălbaticuțu. Auziți și voi cum vorbește mie fratele lui, al bun. Na. Îl prefer pe ălălalt. Am ce tu l-auziși? Bă, eu nu cred în primul rând. Glumeam. Amice, eu știi ce cred eu așa în subconștientul meu? Că nu vă preferă pe niciunul. A, mulțumesc că mă simt mai bine. Nu, poate mai bine așa, Amice? Bă, da. Mi-a scăpat. A, bă, dar când dați și voi șaurma aia? Ce șaurma? Ce și-a urmat, bă, că ești păi... la regim pe și-a Aoleu, chiar uitai! Și uitai! Bă, dacă mă câștigi pe video, n-ai ce să faci. Ce? Vreți să vă inoportunez pe video... prezența mea? Nu. Mulțumim. Apreciez, dar nu. Bă, dar ce până mi-ai fac aici, mă? Stai că e ciudos aici. Mă, cine e pișatul ăsta de pică? Este prietenul lui Tano, cel mai bun. Este amice, lui! Amice, Sami a pijat marele de când era mic și puțeau a pișat. Și să le bagi în gură și să le strugi așa, pe ca pe ai văzut, când iei în gură o portocală și o strugi în gură. Așa să le faci, dă-te în cariciu. Unul la mână, chiar și o portocală să iei să o strugi în gură, e scârboasă. Ce mamă, ce era să zic? Femele care puta pișat. Bună! Aoleu, ce voiam să zic, m-am țin! Ia fiți atent că mergem pe carusel cu motocicletele mei, fraierilor! Nu să iei ele alu' mama, mă! Aoleu! Bă, de ce vorbiți urât, măi flăcăi, hăi! Bă, dar mă, carici... T-auzi ce-mi zise? Auzi, da? Bă, trebuie să mergem pe carusel? Mă puteai să o mai țină normal, știi că mă ghidează ea, așa zis. Ce, te pijești pe tine? Căzui jos. A, mai bine. Ce? Da. Dar dacă aș veni și te-aș da 100 pe Dadelei să-mi bagi mie limba în buric, mi-ai băgau? Amice, depinde, înainte sau după ce te speli? Înainte, sigur. A, atunci da. Când e bă, așa. Sincer, wow. Nu știu pentru care ar fi mai nașpa experiența. Pentru ăla că îți bagă limba sau ție că simți? Bă, bă, nu știu, dar... problema lui. Păi ai văzut că dacă îți bagi deștept în buric, zici că ți intră în stomac? Bă, lasă-mi dacă amice, da, mă-nici și pe mine pe burtă. Da, amice, dar doar dacă e înainte este. Da, îmi dea așa o limbă pe burtă. Maa.
Da, și după și nu rechea, mi-e cer. Pe bune, ție așa să fii scârbos. Cine, bă, eu? Nu, ăla la ăsta. Place. Ce dracu se întâmplă? Vedeți că la noi e ce point? Nu, căzui! Nu te cred. Și tu? Da. Ăla nu e ce point. Dar eu nu cred, eu n-aș să la ce point, stai liniștit. Căzui de aici. Ia, 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 câștigai. 15 minute te-a coafat, du-te dracu, pa. Ce pa, mă? Bă, îl coafoțele. Bă, de coafam în coafă, dar să nu mă enervezi acum așa la final. Bă, dar nu ne scoasă ăla, ce se întâmplă? Nu știu, este... Stai, că Kobe. Secret. Bă, nu Kobe, că mamă, mă doare ca bucata, a început să mă doară. Mă doare, a început să mă doare, ești prost? O, bă, că ăla n-are hex să te doară pe tine. Cred că nu mai poți să filmezi astăzi, bă, băieți. A, da, da. Ce? Cred că nu mai poți să filmezi. Ce păcat că aici nu poate să ne împuște la spawn și să-l baneze ăștia de pe GTA, aha. Pșe, mă, șpel. Mai ții minte, amici? Da, poate să mi se ia curentul. Mamă. Să duce ăsta și-și trage calculatorul din priză acum. O, băi. Bă, dar cum că Rahat din prima a ajuns să e ultimul? Nu știu, că eu eram primul, dar picai la final. Dar picai după ce sări pe ăla, nu știu, fu dubios. Păi și de aici, amice, cum trebuie să faci? Că eu n-am chiar să mai pic. Cum de mă e, unde ești? Trebuie să te duci drept, mă, să iei champ point-ul ăla. Da, mergi drept acum? Și-am mai dat viteză, așa. Du-te. Așa li și pe ăsta. A, și gata. Așa, și eu acolo picai. Și acum asta vreți să răstâmi? A, bă, și ăsta, ăla era fake, al doilea? Nu, ăsta de aici, eu picai de pe, nu știu dacă îl văzut și era unul mai mare așa. Văzui, dar mă coafă parcă ăsta? Mamă, dar ce sări, făcui, da, te coafă bine. Cel puțin 16 minute așa. Da, prietenii mei, cam atât să fie cu acest episod de parkour, că dacă prietenii mei zic că mă coafează, înseamnă că mă coafează. Eu sunt Andy Lelumă, iar noi, desigur, o să ne vedem în episodul data viitoare cu noile tricouri Lelumă. Pa, pa. Salut!